Bună, dragilor, și bine ați revenit la Cultur! Sunteți pregătiți pentru o nouă serie de întrebări? Voi da. Noi? Da. Hai să vedem dacă și invitatul nostru este. Ca să rimeze puțin, noi da, voi da, vine la Cultur Florin Grozea, fostul component al trupei Haikyuu, care ne va răspunde celor 61 de întrebări. Îl am alături de mine pe Florin Grozea. Salut, Florin! Salut! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Avem pentru tine 61 de întrebări. Știu că par multe, dar o să vezi. Ne descurcăm. Descurcăm, da. Descrie-te într-o propoziție. O propoziție? Sau un cuvânt? Un băiat care visează la viitor în fiecare zi. Zi-mi ceva despre tine ce nu știe toată lumea. Cred că nu știe toată lumea că am fost olimpic la informatică în liceu și în același timp la limba română. Wow, cum vine asta? Nu știu, s-a întâmplat. Foarte tare. Zi-mi ceva ce prietenii tăi consideră atât de tipic ție. Să pun picioarele sus pe masă sau pe birou când ajung la cineva, la un prieten, totuși, okay, acasă sau la birou. Care e cel mai tare lucru pe care știi să-l faci? Cred că să culc copiii băieței pe care i-am. Cred că e cel mai tare lucru pe care îl fac și sunt mândru când reușesc. Le cânti? Le și cânt, sigur. Care este acel ceva pe care tu îl ai și toți din jurul tău și-l doresc? Soția, se poate? Asta pot să zic? Bă, nu știu. Dacă e a ta. Da. La ce te gândești cel mai mult când ești tu cu tine? Foarte bună întrebare. Mă gândesc la... La viitor, ai zis deja. La viitor mă gândesc. Mă gândesc la cum să mă organizez în zile și săptămânile și lunile viitoare. Ce-ți place cel mai mult să faci când ai timp? Să mănânc. Și... cred că asta e cam... Și să visez cu ochii deschiși, cred. Dacă ar trebui să-ți schimbi numele, cum ai vrea să te numești? Wow! Mamă, ai vrut vreodată? Ți-ai dorit să ai alt nume? Da! Uite, un lucru pe care multă lume nu știe este că atunci când s-a pornit trupa Haikyuu și eram doar cu Mihai, eu eram Randy. Era de la Andy, de la Alexandru, cum îl cheamă și Alexandru, nu știu de ce. Era Randy. Randy. Sunt două tipuri de oameni pe lume, să zicem. Care sunt aceste tipuri? Cei care pun lapte și după aia cereale sau cei care au pus cereale și după aia pun lapte? Ce răspundeai în copilărie la întrebarea ce o să te faci când o să fii mare? Spuneam că o să mă fac programator. Și n-am reușit asta. După ce tânjește copilul din tine? Copilul din mine tânjește la vacanțele de vară, liniștite, de la bunica, undeva pe lângă Ploiești. Cine l-a trăit pe astea, sigur, cine știu că a fost și a stat la țară când eram mic, numai asta spunea, când eram la bunica, da, la țară. Ce sfat ți-ai dat dacă ai putea vorbi cu tine la 15 ani? I-aș spune lui Florin de la 15 ani să depună mai mult efort în a înțelege oamenii decât să stea în casă să citească așa de mult. Despre ei. Despre ei, da. Am înțeles. Când a fost ultima dată când ai plâns? De curând. Cred că ieri sau alaltăieri mă uitam la un film împreună cu iubita mea și pur și simplu eu plâng la filme. Ceea ce este surprinzător, pentru că nu trebuie să fie drame neapărat, îi plâng și la, orice, și la comedii. Te emoționează anumite lucruri, probabil. Și... Da. Dacă ai putea avea o singură superputere, care ar fi? Să nu trebuiască să dorm? Da. Care a fost primul tău loc de muncă? Eu am fost o singură dată angajat în viața mea, chiar înainte să... Adică, imediat după ce am plinit 18 ani,
pentru că după aia am avut succes cu trupa muzicală, cu televiziunea și mai departe, dar pe vremea aia, deși aveam trupă, nu aveam succes și am fost angajat de un prieten de-al mamei lui Mihai. Aha. La departamentul de IT. Făceam chestii de IT, uh-huh. Adică instalare de programe, imprimante, reparat rețeaua și chestii de genul ăsta. Erai tipul ăla din cartier, tu, da. Nu? Care, la care mergea la prieteni să le repare. Să le instaleze Windows-ul. Da. În ce univers dintr-un joc sau film ți-ar plăcea să trăiești? Mamă, ce întrebare! Uite, mă gândeam la Fortnite, dar de ce aș fi un Fortnite? Nu știu. Te joci Fortnite? Nu neapărat. Nu neapărat. Dar asta a fost primul gând. N-aș vrea să fiu un jocuri, că jocurile majoritatea e de rău acolo, știi? S-ar putea să mori. Da. Care este prioritatea numărul 1 în viața ta? Prioritatea numărul 1 în viața mea în acest moment este să lansez internațional o aplicație mobilă la care lucrez de vreo 3 ani. Interesant. Dacă ai avea $1,000,000, ce ai face cu el? Probabil ai băga în aplicație acum care ai spus. Exact, cred că aș investi în astea ale mele, dar ca să zic o glumă care îmi place, dacă aș avea $1,000,000, aș plăti niște datorii și întrebarea vine și restul să mai aștepte. Să mai aștepte, da, o știu, e tare rău asta, da. Ce ai face altfel dacă ai ști că nimeni nu te judecă? Să știi că eu n-am problema asta și chiar prietenii spun că am foarte mult curaj și că pare că nu-mi pasă de ce spune lumea, ceea ce nu este chiar adevărat 100%, dar adevărul este că îmi pun foarte rar problema la ce spune lumea, deci teoretic cam tot ceea ce fac este, știi? Am alte probleme, da, asta nu. 99 problems. Poate n-am eu întrebări pentru. Dacă ai mai avea o săptămână de trăit, ce ai face? Asta cu copiii și cu soția mea. Care este acel lucru pe care ai spus că nu-l vei face niciodată, însă l-ai făcut? Am zis că niciodată nu o să mai revină Dana în trupa Haikyuu și până la urmă a revenit. Care este cea mai grea decizie pe care ai luat-o până acum? Dacă să vină Dana în trupa Haikyuu. Cred că cea mai grea decizie pe care am luat-o a fost atunci când am intrat la facultate la București, aveam 18 ani. Intrasem și la Brașov, că nu se știe, și am zis să am un backup. Dar am decis să nu mă duc la București, la marea facultate, și să rămân la Brașov, motiv pentru care a apărut trupa Haikyuu și am avut succes. Vezi, a fost cu... Tu n-ai știut poate atunci. Nu știam atunci, dar a fost o alegere foarte grea, pentru că am avut de ales, practic, între muzică, ceea ce era ceva prosteala asta, da. Și pentru că nu aveam succes, nu aveam nici noi niște melodii. Și ce știai tu să faci? Și ce știam și intrasem foarte bine la o facultate foarte, foarte mare. Știi? Dar a fost, se pare, o alegere, nu știu că a fost o alegere bună, că probabil că era bine și în partea cealaltă, dar a fost o alegere care ne-a făcut acum să fim aici. Mm-hmm. Corect. Ce ai învățat din ultimul tău eșec major? Am învățat să nu cheltui mai mulți bani decât fac. Ce experiență ai vrea să-ți ștergi din minte ca să o poți trăi iar pentru prima oară? Bună întrebare. Adică e de bine cum ar fi, nu? Da, da. Dacă ți-a plăcut atât de tare, știi? Prima dată când am cunoscut-o pe Ioana, soția mea. Zi-mi două lucruri despre care ai putea să spui că îți creează dependență. Dependență. Cafeaua ar fi una și încerc să o temperez. Mm-hmm. E-mail-ul pe telefon, adică îmi dau seama că este o dependență pentru că pur și simplu verific e-mail-ul fără să îmi dau seama că fac această acțiune. Da, 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 deci deja a devenit un automatism, ceea ce nu-mi place, pentru că viața noastră ar trebui să fie foarte conștientă, mai puțin automată. Da. Ai un banc preferat? Îți plac bancurile? Un banc preferat? Am. Pot să vi-l zic? Da. Este un banc preferat pentru că prietenii mei râd mereu la el, deși l-au auzit de foarte multe ori și revine așa în viața noastră și îmi dau seama că am succes cu bancul ăsta și atunci zic, era un...
Era un vânător, ăsta ilegal, un braconier, prin pădure, cu o căprioară pe umăr. Și mergea el pe așa și se întâlnește cu polițistul. Bă, ce faci aici? Ce să fac? Mă prind prin pădure. Păi și căprioară pe umăr? Ce căprioară, domne? Ce la altul, mărdone? Nu cred! Wow! L-am lovit, nu? Am lovit microfonul. Mai trebuie să zic o dată bancă? Tare! Da, înțeleg de ce râd, prietenii tăi de fiecare dată, pentru că ea are un efect. Are efect, da. Zi-mi un lucru de care sunt prea mulți oameni obsedați și tu pur și simplu nu poți să înțelegi de ce. Fortnite? Ce carte te-a marcat cel mai mult și ce-ți place să citești? Asta e foarte grea întrebarea, pentru că am citit foarte mult în ultimul timp, am citit foarte mult și când eram în liceu, când am avut succes, citeam mai puțin cu succes cu muzica, dar acum am revenit de câțiva ani încoace. Îmi place foarte mult Sapiens al lui Harari, deci mi se pare că e o carte care a adus într-adevăr o schimbare în felul în care gândesc și chiar în felul în care mănânc și în felul în care mă raportez la oameni. Sunt multe cărți. 3 filme preferate. Wow! Mamă, și astea e greu. Matrix, Inception și... greu de zis. Cam multe. Hai să zic unul mai nou, că astea erau cam vechi. Mi-a plăcut foarte mult Maniac. E un film care este doar online. Spune-mi ce melodie asculti când nu te aude nimeni. Michael Jackson. Ascult când nu e nimeni atent la mine. Pentru că am ascultat foarte mult la viața mea, pentru că am crescut cu muzica lui. Dar acum nu mai e neapărat la modă și atunci nu prea de cine să mai asculte cu mine și da, să înțeleagă de ce mi se pare mie sau ce trezește în mine muzica lui. Și atunci... Hai, oricând ai ascultat Michael... Cred că trezește ceva în tine. Da, depinde de gusturi acum. În ce crezi cu tărie, deși n-ai nicio dovadă? Cred cu tărie în karma, deși n-am nicio dovadă. Care este cea mai mare frică a ta? Cea mai mare frică a mea este să se îmbolnăvească un membru al familiei mele.